Artroplastia de umăr este o intervenție chirurgicală care presupune înlocuirea articulației umărului. În primul rând trebuie să se adreseze unui medic ortoped în speță, după care va fi trimis la investigații suplimentare, radiografie, CT, RMN, în funcție de afecțiunile asociate. Va fi văzut de medicul anestezist, de un cardiolog și dacă toate condițiile sunt întrunite, el poate fi operat în deplină siguranță. Un lucru foarte complicat de explicat, dar pe scurt, presupune tăierea celor două oase care formează articulația umărului și înlocuirea lor cu o proteză care este formată din mai multe părți. Este o proteză articulată, biocompatibilă, care nu este respinsă de către organism și mai mult decât atât este acoperită cu un material numit hidroxiapatită care îi permite protezei să se integreze în os în așa fel încât să facă front comun cu organismul. Această operație este indicată în momentul în care pacientul are durere și îl pune în imposibilitatea de a-și efectua activitățile zilnice. Aici sunt mai multe tipuri de proteze care pot fi folosite în funcție de necesitățile pacientului și de diagnostic. Este o intervenție chirurgicală practicată în premieră într-un serviciu privat din Dobrogea. De ce la OCH? Pentru că aici sunt întrunite atât dotările tehnice, cât și medicale, în așa fel încât pacientul să fie în deplină siguranță. Și pre- și postoperatori. Recuperarea pacientului după asemenea intervenție începe imediat postoperator. Adică el în prima zi postoperator simte că are un alt umăr, simte că poate să miște mai mult decât o făcea înainte, iar treptat de la o zi la alta el va reuși probabil să își facă aproape în totalitate activitățile cotidiene. Acum depinde de la pacient la pacient. Pacientul în speță vrea să joace hockey. E împătimit al hocheiului și nu mai putea să facă chestia asta. Sunt pacienți mai în vârstă care doresc să facă doar mâncare sau să se pieptene sau depinde de la pacient la pacient ce nevoie au și aceste lucruri trebuie discutate înainte în așa fel încât ce poate oferi medicul și ce așteptări are pacientul să fie întrunit. Tell me, how do you feel now? Right this minute, tired, but feeling in good health. I've got use of my shoulder back, which I broke 5 years ago in Bucharest, and unfortunately didn't heal after 2 operations. So now I'm here in Constanza. The surgeon was recommended to me by my girlfriend's father, and I'm a very happy man now. I've got movement in my arm, that I didn't have, and it will get better. I've got lots of hard work to do in the future, but yes, very, very happy. I broke my shoulder here and dislocated it 5 years ago, and it was repaired with a plate. But after the plate was removed about 3 years ago, it didn't heal, so I lost more and more movement. And so I met with the doctor, the surgeon, and we did a CT scan. And he could see that the shoulder was a complete mess, basically. The bone was not growing properly in the right direction, and I couldn't move my shoulder at all. So how do you hear about OCH? Yeah, OCH, well, this is where the doctor said he's going to do it. So I did it, as opposed to Regina Maria or Sanador or whatever. No, he said, come here, this is where I like to operate. So he's the surgeon, I'm just the patient, so I have to rely on him. Very nice hospital, the staff are superb, very friendly, and my Romanian is not very good. Quite a few of them speak English, which is fantastic. The doctor speaks English, some of the nurses speak English, even some of the serving people, they speak English. So it's been a great experience, it's clean, it's warm. Yes, it's a beautiful hotel. Hotel. There you go. That's how good it is. It's a hotel. It's a great hospital. I used to play ice hockey many, many years ago, but I do like to ice skate. I don't know if I'm going to play ice hockey because this has got a limited shelf life, you know. And if I fall over, instead of 10 years or 15 years, it'll be 5 years. But if the ice rinks come in January in Constanza, which they were last year, then I've got my skates, and then I might get on the ice. But I think I'll probably do less strenuous sports now, maybe some running or
things like that, walking, running, but yeah, we'll see.